toată ziua cu paharul în mână. A fost un an extraordinar de greu pentru cei mari. Să cumperi sticla, să iei dopul, filetul. Dacă tu te-ai dus în magazinul acela și el era 8 euro, asta înseamnă că de la mine, de la vinărie, el a ieșit cu 2. Bagă cel puțin 1000 de euro. Eu sunt fericit că tu trăiești. That you're alive. Tu 2 ani ai lipsit, n-ai răspuns la niciun e-mail. Da. Putem pune un vin pe masă să concurezi cu un vin bun francez, italian, din Chile? N-am spus asta niciodată în public, am să spun astăzi prima dată. Playground cu Dumitru Ciorici. Prieteni, salutare și bun găsit la Playground, un loc unde discutăm despre tehnologie, lifestyle, dar și cum să reușim în viața asta nebună, tumultoasă. Invitatul meu de astăzi este vinificatorul Ion Luca, tot el proprietar la Carpe Diem Winery, sau cum da, să zic? Vinoteca Carpe Vinoteca. Diem și Casa Vinicolo Luca, vinăria care... mai nou am finisat-o de construit, lansat-o și da. Când a fost lansată, apropo? Am finalizat lucrările de construcție la edificiul din orașul Cricova anul trecut, nu, 2021. În octombrie am făcut o primă deschidere cu primii oaspeți, cu muzică frumoasă, cu National Youth Orchestra. După care am închis iarăși înapoi, am mai făcut câte ceva la rețelele ingineriești și la fațadă și în mijlocul anului trecut, 2022, în plin război, eram gata să primim oaspeții, deci vara anului 2022. Acum că nu ne-au părăsit toți cei care se uită, un moment de publicitate, da? Un minut în care să ne spui ce găsim noi la vinăria Luca, mai exact unde se află și care e oferta voastră pe piață. Suntem o mică vinărie de familie, poziționată aproape în coasta Chișinăului, în orașul Cricova. Sunt de Baștină, eu și familia mea toți suntem din orașul Cricova. Acolo am deschis o nouă vinărie, care va fi și locul unde ne vom produce toate vinurile noastre. Primim oaspeți, oferim tot ce clasic poate oferi o vinărie, degustări, prezentări, cină, evenimente private, mult, chiar și seminare am petrecut acolo cu mult ce înseamnă cultura vinului și prezentare până ce, chiar din partea vinificatorului de fiecare dată, mâncare bună, tradițională, dar și europeană, dacă doresc oaspeții, foarte aproape de Chișinău. Ce capacitate aveți? Până la 30 de persoane, primim grupuri astăzi până la 30 de persoane, acum, iarna, în special, avem și o cantitate minimă de minim 10 persoane, deci un grup consolidat de 10 persoane. Spre vară deja vom avea și o terasă deschisă unde vom primi și mai mulți oaspeți. Ion, eu simt așa un fel de... am o disonanță cognitivă. Pe de o parte, Moldova este o țară săracă. Noi nu ne permitem foarte multe. Lumea trăiește greu. Pe de altă parte... În ultimii 5 ani s-au deschis foarte multe vinării. Foarte mulți mici producători care și-au deschis propria locație unde pot să primească oaspeți. Deci ceva nu se leagă. Fie sunt foarte mulți bani în piață, fie este un entuziasm de ăsta debordant care va sfârși cu un faliment. Cum se explică explozia asta? Am un răspuns bun aici și, în primul rând, nu trebuie să... calendaristic, nu trebuie să vedem acest moment al lansării multor vinării cu produse și chiar și cu capacități turistice, să o legăm de investițiile care s-au făcut în 2022-2021, pentru că un astfel de proiect se începe cu mulți ani înainte. Și iată cum multe din ele au ajuns la o careva finalitate să ajungă cu un produs pe piață. Asta ar explica apariția multor mici producători cu produse noi pe piață, vinării mici de familie care fac vin de mulți ani, care acum trec printr-o fază de la vrac, de la vândut doar prin satul propriu, la pune în sticlă, la crea o imagine, un brand, o etichetă. Și asta s-a făcut în ultimii 3-4 ani. E un proces. Deci procesul a început de prin 2000. Procesul la mulți a început înainte de pandemie. 2015-2014. Da. Și apoi de pandemia pe unii i-a întârziat. Ok, a venit anul 2021, sorry, când pandemia era spre sfârșit, atunci multe proiecte au văzut lumina publicului, au văzut o finalitate, după care, din păcate, a venit iarăși războiul, valul ăsta a mai scăzut, dar este ceva la care s-a lucrat de 5-6 ani.
și a apărut acum. Da, da, și da, e un efort mare. E un efort. Ok. Dar există piață departe pentru toate? Și mai departe. Nu, cu siguranță nu există mulți bani în piață pentru toate aceste investiții. Noi, la vinăria noastră din orașul Cricova, am lucrat efectiv 8 ani. A fost 3 ani de proiectare și obținerea tuturor autorizațiilor și au fost un an de pauză plus minus și 4 ani de construcție activă, deci este 8 ani, ca să ajung la o finalitate în 2021 și mai final deja în 2022. Asta ar fi explicația. Nu sunt azi mulți bani în piață, dar o afacere în vin este o afacere de foarte lungă durată și pașii ăștia se... Acum că avem în sfârșit proprietate privată și putem să ne dezvoltăm, acum în sfârșit se și dezvoltă aceste activități de familie și loc este mult pe piață. Noi suntem mult prea puțin mici producători. Hai să facem o simplă comparație. Moldova, să fie simplu de calculat, 100.000 de hectare de viță de vie, Bordeaux, 100.000 de hectare de viță de vie. Doar în regiune, da? Doar în regiune, da, ok. Ei, Franța are mult mai mult, da, ca Moldova. Dar ca să fie comparabil, sau Germania... Tot 100.000 de hectare. În Moldova avem 300 de producători înregistrați, în Bordeaux 80.000. La ce ești suprafață de viță de vie? Deci este loc pentru mici afaceri de familie care se vor dezvolta pas cu pas și asta este un element al viitorului vinificației din Moldova. Multe afaceri de familie. Dar asta înseamnă că oamenii sunt atât de entuziasmați sau voi vinificatorii sunteți atât de entuziasmați de procesul de a crea această licoare a lui Bacchus sau a existat acele fonduri care au fost injectate în industria viniculă acum începând cu 10 ani, știu că s-au dat mulți bani și americanii au investit mult în sectorul ăsta. Care e proporția contribuției? E o combinație de factori cu siguranță. În primul rând, cel mai important factor, că noi am avut nevoie de un 10-15 ani după independență ca măcar să începem să visăm la niște afaceri proprii care noi știm că necesită investiții de foarte, foarte mulți ani. Deci până în 2009-10 noi nici nu ne prea gândeam că ar fi posibil într-o bună zi noi să avem o mică vinărie unde să primim oaspeți, să exportăm. Atunci au început anumite procese, au venit și anumite fonduri de suport. Da, și aici indiscutabil USAID este pionier și este unul din puținii donatori care susține acest sector important al economiei Moldovei. Din păcate, pentru mulți donatori, vinul este un produs alcoolic și ei nu susțin, nu au proiecte în acest domeniu. Și deci, iată, din 2010 a început acest proces. Acum ajunge la o anumită finalitate. Mersi și donatorilor, plus încă un eveniment important pentru noi toți a fost apariția Oficiului Național al Vinii și Vinului, Wine of Moldova, care pentru noi, mici producători, a fost un factor existențial. Eu, cu mica mea afacere, nu mi-aș permite să fiu prezent la atâtea expoziții internaționale, să înscriu vinuri la atâtea concursuri, dacă nu aș fi avut suportul Wine of Moldova, plus faptul că noi toți promovăm brandul de țară, face brandul nostru mai cunoscut afară și cererea pentru vinuri de Moldova este în continuă creștere și pe acest val noi tot putem să ne vindem mai multe produse pe piețele din export. Eu, un mic producător, n-am bugete de mii de euro să fac promovare în Anglia, în Coreea, în Japonia. Facem toți împreună Wine of Moldova și atunci eu pot să-mi vând mai multe. Mergeți împreună, da, și organizați aceste standuri, da, internaționale. Da, da, da. Dacă te uiți astăzi pe newsfeed-ul de pe Facebook al producătorilor de vin, și cei mari și cei mici, se pare că acolo îi curge doar lapte și miere. Deci toată ziua cu paharul în mână, toată ziua pe la expoziții sau cu degustarea. Ok. Asta văd eu dintr-o parte. Da. Cum e realitatea? Eu mi-am propus pe anul ăsta să fiu mai activ pe rețelele de socializare, pentru că anul trecut m-am uitat în feed-ul meu pe Facebook, pe el folosesc în mare parte, am avut 15 postări parcursul întregului an. Nu, noi nu postăm chiar tot ce facem, în special munca grea de zi de zi în vinărie, nu prea postăm, asta nu se vede. Noi postăm atunci când ne bucurăm de un produs nou, de un pahar cu vin care îl degustăm dintr-un produs deja finalizat, dar toate etapele de a produce acest vin, noi nu suntem atât de deschiși.
sunt de acord că trebuie să fim mai deschiși să vadă consumatorii noștri cum ne și facem vinul, dar imaginea de pe rețelele de socializare este un pic eronată. Exagerată, în sensul bun. În sensul, da, bun. Cu siguranță bun. Plus, atunci când mergem în străinătate să ne promovăm vinurile, participăm la o expoziție, da, clar că vrem să, prin postările noastre, nu numai decât să arătăm consumatorului local că uite ce frumos ne călătorim, dar cei care eventual ar fi interesați în vinurile noastre din țara în care noi ajungem, să știe că suntem acolo, să vină la acea expoziție și eventual să așeze cu noi câteva minute să discutăm despre vinurile noastre. Astea sunt cei pentru care noi facem aceste postări. Plus că toate călătoriile, ok, mulți cred că e mare, mare plăcere, e sigur, siguranță și plăcere, dar regimul nostru în aceste călătorii nu e chiar turism. Mergem, dacă expoziția e pe 3 zile, mergem pe 3 zile plus una eventual, ne facem toată ziua munca la expo de la 8 până la 5-6 seara, 7-8 seara, de obicei mai avem undeva o prezentare cu un, un importator, distribuitor, până 11-12 seara, dimineața iar la 8 la lucru și cum se termină repede în avion și acasă, e muncă, e muncă, nu e numai decât turism. Eu dacă mi-amintesc bine, acum vreo 5 ani am întâlnit în, într-un aeroport din Estonia sau în Vilnius, dacă ți-amintești. Tot mergeai la o, la o degustare de vin. Plus că escalele întotdeauna sunt o mare pacoste, mai ales acum, după pandemie, călătoriile noastre au venit mult mai complicate. Dacă înainte pandemie, în 18 ore eu știam că eu ajung în Seul, acum o călătorie până în Seul durează 35 de ore. 35 de ore prin aeropoarte, prin... Nu, nu este deloc o plăcere, credeți-mă. Ion, vreau să vorbim un pic despre micii producători versus mari producători. Aparent, azi în Moldova, iarăși vorbesc aparent, da, toți o duc bine. Dacă te duci astăzi în magazin, găsești vin pe toate placurile, pe toate buzunarele, de tot tipul, cu etichete strălucitoare, mai puțin extravagante. O duc toți bine azi, cei mari și cei mici, sau este o discrepanță? În... Sunt două întrebări în această întrebare complexă. Micii și mari, și dacă o duc astăzi toți bine, pentru că sunt aici mari diferențe, din punctul meu de vedere. Deci, în primul rând, existența de mici și mari producători pe piața noastră este doar o dezvoltare pozitivă. Există o colaborare foarte bună, aș spune eu, între frații noștri mai mari, colegii noștri mai mari și noi cei mici. Suntem toți membri a UNVV, promovăm cu toți Wine of Moldova. Produsele pe care noi le oferim se deosebesc de produsele celor mari și eu nu zic că ele sunt mai bune decât a celor mari. Sunt vinuri extraordinare și colegi la colegii noștri mai mari, dar împreună noi avem o ofertă vinicolă completă ca țară. Sunt și întreprinderi mici de familie, micro, mai mari, medii și fiecare avem ceva un specific al nostru. Împreună noi avem un produs complet. Dacă o duc bine acum cei mici și cei mari, din punctul meu de vedere, anul 2022 a fost un an extraordinar de greu pentru cei mari. Mai greu decât pentru cei mici. Și anume din motivul multiplelor crize prin care trecem. Energia s-a scumpit de 3 ori, gazul, am mai pierdut firul de câte ori, de 6 ori ultima dată când am calculat. Noi nu avem produse în gama entry-level, unde lupta este pentru fiecare cent. Ori produsele care le vezi pe rafturile din rețelele mari de supermarkete, din țară și din afară, se vindeau la un preț de la vinărie de 1,20€, 1,25€, care era un preț ok pentru vinăriile mari și acum nu mai este un preț ok, pentru că datorită doar energiei electrice care s-a scumpit enorm, ei nu mai pot produce la 1,25€ și să mai fie acest produs și rentabil. Marile rețele cu care ei lucrează nu sunt chiar dispuse să crească prețurile de achiziție și aici plus. Și de ce au fost afectați doar ăștia mari? Și cei mici, nu? În cazul dat. Mai puțin. Sau e vorba de volume aici? E vorba de volume mari. Plus asta împreună corelată cu logistica și
scumpirea enormă a logisticei, simplu. Dacă care pune bariere pe export. Desigur că da. Da. Eu nu am export în fiecare zi și în fiecare săptămână. Clientul meu este ok să mai aștepte o lună, poate două luni, ca să-și ia vinurile mele, pentru că de obicei, de exemplu, în Coreea de Sud, eu fac două exporturi pe an. Ok, e o problemă, dar putem să întârziem trei luni. Atunci când tu ai camioane care trebuie să plece zilnic, sau hai, odată la două zi și ele nu pleacă, este o problemă mare. Și asta ele nu pleacă din cauza că, de exemplu, să ajungă o cantitate de 15.000 de sticle din Moldova în Anglia, prin Odessa, costa, de exemplu, 2.000 de euro și 2.500 de euro, acum costă terestru 7.000 de euro. Per sticlă raportat, clientul zice, sorry, nu, e prea scump. Plus scumpirea ta, plus logistica, plus imposibilitatea logisticii și cea că ea nu o să fie regulată așa cum îi trebuie lui, produsele noastre din gama entry-level au acum mari probleme și se pierd foarte multe piețe din cauza asta. Marea Britanie, o piață foarte importantă unde iarăși vinăriile mele mari aveau livrări constante, zi de zi, Polonia, Cehia, vorbim de livrări zilnice la vinăriile mari și ele jumătate de an nu au fost posibile. Este un vin care nu s-a vândut, este vin care încă stă la vinărie în cisternă, vine recolta nouă, trebuie să faci cumva loc. Mari probleme. Deci înțeleg că o să avem reduceri mari de vin, la prețul la vin. Nu o să avem reduceri, imposibil. Noi nu putem să vindem sub anumit prag de rentabilitate. Noi putem să cătăm alte piețe unde să-l vindem, dar nu pot să-l vând în minus. Trebuie să închid afacerea. Când vorbești de pragul de rentabilitate, da, vreau să intrăm și pe niște cifre, că asta tot este interesant. Da. Deci, eu personal înțeleg fiecare poate face acest clasament diferit. Eu văd această scară, vinuri până între 100 de lei, vinuri între 100 și 200, gama medium high, da, și peste 200 scumpe. Așa. Bun. Așa o văd eu. Nu știu, poate... E foarte ok, rămânem la această gradare. Da, păi întrebarea e, care e sinecostul? Să cumperi sticla, să iei dopul, filetul, să-l exporți? Adică, cu ce rămâne vinificatorul după toate aceste costuri plus ce mai cer rețelele de magazine. Dacă poți ne dai așa niște... Stai că nu se termină aici. Plus mai sunt și credite, plus mai sunt încă și amortizări la utilajul. Aici care le lăsăm pe seama voastră. Dar sunt multe, multe, multe. Bun, ca să-ți pot da un răspuns, am să încerc să dau câteva cifre concrete. Ca să ne îmbutelem vinul, după, indiferent că e vinul alb, am muncit jumătate de an la el în vinărie sau un vin roșu unde am muncit 3 ani la el, trebuie să mai punem și vinul ăsta în sticlă. Sticla este un factor mare de cost pentru noi și sticla în ultimele 10 luni s-a dublat în preț și chiar mai mult. Deci dacă cumpăram o sticlă obișnuită, cea mai simplă sticlă, înainte de război cu 25 de lei, astăzi ea deja ajunge să mă coste 40 ceva de lei. Deci dacă rămânem în acea gradație de vinuri până la 100 de lei, până la 200 de lei, păi închipuiți că acolo doar 40 de lei sunt sticla. Și sticla este un element. Eu mai am încă și dop, eu mai am capsule, eu mai am carton pentru cutii, paleții pe care transportăm această sticlă. Înainte eu nici nu mă uitam la factura de la paleți. Acum deja un palet care a devenit de 3 ori mai scump decât un an în urmă. Cât costă? 115 lei, cumpăram un palet nou-nouț de dimensiunile pe care mie îmi trebuie, acum e 450 de lei. Pentru că s-a scumpit lemnul. S-a scumpit lemnul, s-a scumpit energia, inflația, au fost corectate prețurile la furnizori. Astăzi vrei un palet 450 de lei. Eu, de fiecare dată când merg să cumpăr 10-15 paleți, deja asta e o factură mare pe care eu trebuie să o acoper. Toate aceste scumpiri împreună luate au făcut ca acel vin, care era posibil să fie vândut pe raft cu 100 de lei și să mai aibă și vinărie ceva, o rentabilitate acolo, nu mai există acel vin. O rentabilitate acolo de câte procente, dacă poți să ne zici? Iarăși, mult depinde de... Nu, e greu de spus această rentabilitate. În gama entry-level, în gama până la 100 de lei, rentabilitatea este de un leu, 2-3. La sticlă? La sticlă, desigur. Acolo vorbim de foarte mulți, de volume foarte mari. Ok, hai să spunem, la vinurile 70-75 de lei, rentabilitățile sunt până în 5 lei pe sticlă, garantat. Riescul. La toți, și la micii producători și la cei mari? La mici producători tu sau nu vrei să găsești vinuri, imposibil. Plus, pentru ei e greu să susțină competiția asta. Din mai multe considerente, pe noi o sticlă de vin ne costă mai scump decât pe cei mari. Chiar și să luăm amortizarea utilajului. Eu dacă îmi cumpăr utilajul, îl trebuie să-l amortizez la 100.000 de sticle pe an,
o vinărie mare cumpără un utilaj mai scump, indiscutabil mult mai scump, dar îl amortizează la 45 milioane de sticle pe an. Și dacă eu nu fac aceste calcule așa, eu mă amăgesc pe mine. De aceea ține costul unei sticle de vin pentru noi mici producători este mult mai mare decât pentru cei mari care au optimizat la maximum fiecare proces și au un ține cost mult mai jos, dar deja mai mare decât cel pe care îl acceptă rețelele mari din străinătate, acum după toate crizele, energie, costuri scumpe la sticlă de pe etichetă, nu vor mai fi deja, nu va mai fi ușor de avut vinuri sub 100 de lei, chiar și la cei mari. Cei mici, oricum încearcă să-și vândă produsele într-o gamă mai scumpă, nu prea putem să ne scumpim tare produsele acum, înseamnă că pur și simplu noi câștigăm mai puțin la sticlă decât câștigam înainte, semnificativ mai puțin. Cu inflație de 30%. Pentru vinurile, să încercăm să parcurgem toate aceste scări. Pentru vinurile de la zona de 150 de lei, da, care ar fi profitul? Sau rentabil? 150? Da. Profitul nu se schimbă. Dă-mi un diapazon. Okay. Nu-ți cer cifra, înțeleg că poate e un secret comercial. Nu, fiecare nici nu este secret comercial, e complicat de a... Fiecare afacere e diferit ca costuri, fiecare afacere are credite diferite, construiește vinării sau face numai outsourcing. De ce e greu să spui această cifră? Dar ok, hai să spunem, 15 lei trebuie să fie targetul ca să ai măcar la sticlă după toate plățile făcute. Și pentru vinurile din gama asta mici? 20, pentru... 25, respectiv mai sus. Și cele peste 200 de lei, vreo 50 de lei? Nu am așa rentabilități la o sticlă de vin de 50 de lei. Și am vinuri. Nu, de peste 200 de lei. Eu am vinuri în gama de peste 200 de lei și eu nu am 50 de lei la sticlă curat. 2,50 euro la sticlă nu este profitabilitatea noastră, din păcate. Și acum întrebarea capcană. Da. Când spui, vorbim, uite că este complicat, a fost complicat pentru mari producători, cum de reușesc micii producători să se dezvolte? Asta, nu, în primul rând să reziste, în al doilea rând văd foarte multe nume noi care apar, deci eu cred că nu cunosc cam 50% din vinurile care apar, da. Sunt așa de multe și atunci îmi pun întrebarea, fie că sunt mulți bani de investit în zona asta, fie că s-au dat multe granturi, fie că lumea e nebună. Cu siguranță e câte un pic din toate. Tare multe întrebări, iarăși, într-o propoziție care tu ai formulat-o, am să încerc să iau pe rând. Nu sunt mulți bani în piață, indiscutabil. Cum reușesc să fac față? Eu aș spune că inclusiv datorită lecției pe care noi am învățat-o de la embargo-ul din 2006, când a fost o mare, mare problemă pentru noi. Sau hai altfel să facem, cronologic. Am avut primul embargo în 2006, am avut primul, al doilea embargo în 2013, am avut pandemie în 2020. Deci noi am avut 3 crize majore la 7 ani diferență fiecare. Eu cred că noi am învățat ceva din toate aceste crize și suntem mai puternici chiar acum, facem mai bine față la crizele care sunt datorită lecțiilor pe care le-am învățat în ultimii 20 de ani. În primul rând este diversificarea piețelor de export. Noi, eu azi o mică companie, eu azi export în 12 țări și că sper că într-o lună să vină și Norvegia 13 țară. Crizele pe care apar pe diferite piețe, una din ele ne afectează, dar împreună toate 13 țări de export plus piața locală îmi oferă mie o siguranță că vinul să iasă din depozit, vinul să fie plătit, eu am să am lichidități să-mi continui afaceri și atunci eu pot să mă gândesc și mai departe la dezvoltare, la construcție de vinării, dezvoltarea turismului și așa mai departe. Primul factor. Al doilea factor. Suportul statului. Astăzi eu sunt fericitul beneficiar a unor programe de stat prin intermediul ODA, înainte ODIM, prin care eu pot să-mi cumpăr utilaj, să mă dezvolt. Nu sunt, din păcate, produse de susținere pentru construcție, dar pentru utilaj, eu am luat anul trecut aproape 2 milioane de lei de la stat printr-un program de la ODA, investind și eu 2 milioane de lei în utilaj. Ok, încă nu i-am luat utilajul, acum se produce în Franța, dar datorită acestui suport real, eu pot să mă dezvolt. 2. Finanțatorii străini, iarăși acele, ok, aici deja vorbim de afaceri mult mai mici care acum apar,
este un suport semnificativ care a fost în ultimii 10 ani de la donatorii străini pentru a apărea, pentru a face primii pași pe piață și iată așa, câte unul, câte unul, apar produse noi. Da, provocările lui, lor sunt foarte mari. Ei vor rezista? Uite, toți care sunt astăzi pe piață. Din păcate nu. Din păcate și iarăși. Nu că nu-mi doresc eu, asta e statistică deja. Una este să te lansezi cum vin pe piață și alta este să te menții, să găsești piețe de export. Aici intervine o altă cu totul luptă. Și aici, din păcate, trebuie să spun că noi în Moldova nu prea avem școală antreprenorială. Foarte mult din aceste familii, ei știu foarte bine cum se produc un vin. Cel mai bun. Au făcut tot ce au putut mai bun. Când vine faza deja de export, expoziții, business, comunicare cu potențiali importatori, uite aici mulți se pierd. Ei nu au această, nu au aceste abilități, nu cunosc limbi străine, din păcate. Următoarea generație de fecior, fică, care eventual ar putea prelua aceste afaceri, nu vor să se ocupe de această activitate. Sunt limitați doar la vânzările pe piața locală și turismul puțin care îl avem noi și de aceea, din păcate, unii, sper puțin, nu vor putea să continue această afacere, dar n-ai de unde să știi până nu încerci. De aceea și mă bucur că există suportul donatorilor să facă ei acest pas spre un produs propriu și spre a-l pune pe piață, dar e nevoie să lucreze și mai departe cu promovarea acestor produse, cu creșterea capacităților în firmă să faci exporturi și așa mai departe. Să-ți promovezi singur produsele. Am văzut în câteva cazuri, o curiozitate, da. Afaceri mixte, da? Doi parteneri, unul italian, unul moldovean. Da. Din alte țări, da? Parteneriate. Există, se simt în piață infuzii de bani din partea unor investitori străini, cărora le place foarte tare vinul. Ei sunt super bogați și ei pur și simplu își doresc să aibă vinărie și asta nu contează cât o să coste. Sau... Înțeles. Din păcate nu. Răspunsul este nu. Exemple, eu cunosc două. Unul care l-ai numit tu și a doilea cu un investor local din domeniul imobiliarilor care a intrat ca partener la o vinărie și pentru el este o investiție. Clar, el dezvoltă firma, își diversifică... stai că mai este și un al treilea. Din domeniul tot imobiliarilor care investește acum în vinificație. Deci, doi investori locali, unul străin care aș ști eu. La moment... stai că acum... Vezi? Austria, da, este un producător din Austria care investește. Ok, deci sunt patru care îi cunosc eu. Poate îmi scapă ceva, dar patru pentru un sector de pe 100.000 de hectare e extrem de puțin. Eu sunt sigur că este loc de mai mult. Înainte de pandemie, eu personal am fost abordat de foarte mulți chinezi care cătau exact, nu vorba să-mi cumpere parteneri. Afacerea mea, dar să fie parteneri sau să cumpere o mică afacere în vinificație în Moldova. Totul asta s-a terminat. De ce? Ei au dispărut în pandemie, ei complet au dispărut. Dar acum, și voiau pachetul de control sau voiau să dețină, nu știu, 20? Și una și alta. Deci orice, orice opțiune. Oferte sunt diferite, ei sunt gata să discute și parteneriat 49, unde oricum partenerul local controlează afacerea, sau chiar 100% investiții de la început. Ba mai mult ca atâta. Un proiect eu știu că este în derulare, dar pe un hold. Deci ei s-au oprit la capitolul ok, ne producem vinul, dar încă nu construim vinării și așa mai departe, pentru că vine pandemia. Dar exemplele de acestea sunt foarte, foarte puține. Deci o mână mi-ajunge ca să număr aceste exemple, pentru că astăzi, cu siguranță, nu este timpul când investorii se gândesc să vină în Moldova. Cei locali, da? Am spus, sunt trei exemple, investesc, dar mult prea puțin. Mult prea puțin. Vreau să vorbim un pic și despre volumele pe care le producem noi de vin. Văzusem niște statistici pe internet, nu știu cât sunt adevărate, că înainte noi produceam 700 de milioane de litri pe an și acum producem, nu știu, cred că tu știi mai bine aceste cifre. Noi avem capacitate de producție mai mare. N-aș pune întrebarea așa. Depinde iarăși de când comparăm volumele. Dacă este să comparăm volumele dinainte de primul embargo, eu nici nu-mi doresc noi să producem acele capacități pe care noi le producem. Acele volume mari. Da,
da, care erau de proastă calitate în multe cazuri. Eu n-am să spun niciodată că erau okay, de proastă calitate. Ok, îmi spun eu pentru că auzi, toată lumea știe lucrul ăsta. Nu, eu îmi spun altfel, erau de o calitate care nu poți vinde astăzi nimănui. Așa, să o formulăm așa. Elegant, da. Noi, nici noi nu putem calitativ să facem așa o cantitate de un vin care astăzi ai putea să-l vinzi în lumea mare. De aceea nu mă ghidez după acele capacități care au fost produse înainte de primul embargo, nici înainte de al doilea embargo. Un exemplu bun sunt cantitățile pe care noi le-am produs înainte de pandemie, înainte de COVID. Uite aici, da, noi am început să vindem destul de bine. Toți, da? Toți, tot. Mici, mari, toți. Eu așa. Acum vorbesc da. De țară, da? Da? Noi, Moldova, ca țară vinicolă. Din păcate, pandemia, personal pentru mine, a însemnat dispariția cele mai importante piețe de export, China. Deci China a dispărut de la cel mai important, cea mai importantă piață de export la zero. Eu n-am exportat nicio sticlă în pandemie. Credeam că numai la mine așa este, dar și la vinăriile mari, ei pur și simplu au dispărut. Ei nu răspundeau la mesaje, ei nu că nu făceau comenzi, noi nu aveam o comunicare cu ei, cum o aveam normal, având în vedere că exportam 2-3 ori pe an, ei nu răspundeau la mesaje gen la mulți ani, anul vostru chinezesc, hey. Nu, ei au dispărut complet, n-au făcut nicio comandă, în 2022 au reapărut, eu personal, primul meu mesaj către importatorul meu din China a fost, eu sunt fericit că tu trăiești. That you're alive. Tu 2 ani ai lipsit, n-ai răspuns la niciun e-mail. Salut! Mă bucur că ești ok. Da. Și iată, noi am pierdut și iarăși anul ăsta continuă fix așa, din păcate anul nou chinezesc de anul ăsta, iar în multe regiuni a fost limitat de condiții de zero COVID și așa mai departe. Iată, mi-aș dori să revenim în primul rând la volumele dinainte de pandemie, să fim iarăși mult mai prezent pe piața din China. O altă curiozitate este, de exemplu, că pe noi ne-a ajutat, pe mine personal, creșterea de vânzări din pandemie din Coreea. Spre deosebire din China, care s-a închis, coreenii au început să bea mai mult vin în pandemie, mult mai mult. Pentru a se relaxa, probabil. Pentru a face față, da. Pandemie. Și explicațiile sunt mai multe, dar cifrele sunt uluitoare. În primul an de pandemie, 2020, Coreea a importat cu 40% mai mult vin îmbuteliat și în al doilea an de pandemie au mai adăugat încă vreo 50% cu creșterea de anul trecut. Deci ei, stând acasă, nemergând la restaurante, au avut acces la prețuri de vinuri de magazin. Au văzut că își pot permite un vin bun, dar nu la preț de restaurant, dar la preț de acasă și au început să consume mult acasă, acolo unde se aflau și au crescut vânzările enorm. Așa, ca un off-topic, ca o... ceva care ne ajută. Când ai vânzări pe 13 piețe și undeva scade, dar undeva crește, asta este ceea ce Ion, da, producătorii de vin vând produsul lor, prețul cu care îl vând, este același în Moldova și pe alte piețe sau el diferă ca preț în funcție de piață? Da, ok, am să încerc să fac super simplu. În mare parte este același preț minus TVA, pentru că la export TVA zero. Plus... Deci poate fi mai ieftin într-o altă țară decât în Moldova? Nu prea, nu. Sau... Astăzi vorba doar de careva promoții, doar de careva discounturi enorme. Deci mare parte este același preț minus TVA plus careva discounturi, pentru că atunci când clientul îți ia 5 paleți de un produs, clar că el se așteaptă și la un anumit discount. Deja ține de tine, de fiecare calcule, fiecare companie își fac calcule proprii, cât mai mare comandă, cu cât mai mare discountul, ca să fii și tu pe partea sigură, dar aceste discounturi oricum se neglijează la, datorită factorilor suplimentari de cost. Transportul este doar una. Sunt țări în care taxele de import pentru vin ajung la 100%. Deci, ok, având și asta în vedere, tu tinzi să-i faci un discount mai mare clientului tău ca să ajungi cu un preț pe raft rezonabil și ca să-ți poți vinde produsul tău. Eu deduc că atunci producătorii câștigă cel mai mult din vânzarea, per sticlă, din vânzarea în Moldova, doar că își doresc volumele mari pentru a se extinde în alte țări. 100%, da, nu, nici nu vreau să mai adaug nimic. Da, doar că cantitatea cea potențială de sticle care eu pot să le vând pe piața locală este mult mai mică decât limitat. Cât îmi trebuie mie și de aceea
merg la export, care lumea mare. Depinde de tine. Da, producătorii astăzi, există producători în Moldova care se mențin doar pe ceea ce vând în Moldova sau sunteți total dependenți și de vânzări pe export și pe interiorul țării? Eu aș spune așa, până la... Da, sunt care sunt prezenți doar pe rafturile din Moldova. Nu înseamnă că această afacere este una profitabilă încă. Aș zice că cei care produc până la 10.000 de sticle pe an, cumva reușesc să le vândă în Moldova, tot ce e peste deja trebuie să ai și export. Respectiv, de aici poți să-ți faci și o concluzie că la 10.000 de sticle vândute pe an nu este o afacere rentabilă, din păcate, cu toate investițiile pe care noi trebuie să le facem. Noi astăzi vorbim la o limită de jos, la un breaking point, la 40, poate 50 de mii de sticle ca să poți avea o afacere în vinificație sustenabilă și de aceea exportul este important. Când mai mult de 10-15 pe piața locală tu n-ai să vinzi. Mii de sticle pe an. Voi vinificatorii sunteți foarte dependenți de rețelele unde vindeți produsele voastre. Cât e de complicat să ajung un vin moldovenesc astăzi într-un magazin din Moldova versus un magazin din afara țării? Ca să nu ofensezi pe nimeni, dar formulează-mă... Nu. Tu mă întrebi o întrebare pentru care eu, ca să dau un răspuns, trebuie să mă gândesc la tot ce am învățat eu în ultimii 10 ani, pentru că e foarte complexă întrebarea pe care ai dat-o tu. Mâine, apropo, este o conferință foarte interesantă referitor la retail, mare retail din Moldova. Pe scurt, nu, noi nu suntem dependenți, micii producători. Noi nu suntem dependenți de condițiile complicate din retail-ul mare. Moldovenesc. Așa. Da. B, noi nu putem face față acelor condiții obișnuite care sunt în retail-ul mare. Sunt retaileri care ne scutesc de toate aceste promoții, plata pe SKU, plata pentru listări și așa mai departe, și acolo noi ne vindem bine. Nu pot să dau nume, cred că nu pot să dau nume. Poți, dacă îți permiți contractul. Ma, nu știu de asta și nu cred. Okay. Nu. Sunt retailer mai noi, mari, cu multe magazine, nu cei mai mari, care sunt foarte puternici pe plan internațional, cu care eu personal am zis că nu vreau să mai lucrez cu voi. Ok, aveți voi 5-6 magazine, am eu vinurile mele în 5-6 magazine, am lucrat un an și spun stop. Mulțumesc că m-ați listat, dar eu nu mai vreau să mai lucrez cu voi. Din cauza inflexibilității lor de a ajusta cumva, spre exemplu, programul comenzilor la necesitățile noastre. Eu nu pot să mă duc să duc câte o ladă de vin și nici distribuitorul meu la câte discounturi trebuie să facem pentru ca să fim acolo listați, să duc câte o ladă de vin azi la 5 locații și peste 3 zile ai mai adă câte o ladă de vin. Și la, ok, o dată, 2, 5 ori, 10 ori. Băieți, haideți vă rog să optimizăm. Pe minimă costă să duc o ladă de vin acolo, ia ca cât. Da. Per sticlă îți spun, calculată în lei cu bănuți. Haideți vă rog, faceți o comandă la 2 săptămâni, o dată în lună, ideal. Da, da, bine, o să analizăm. Și nu se strică vinul, da? Nu se strică vinul într-o lună, cum, da? Dar trebuie și tu să faci un efort, da, să ai loc la tine în depozit, să păstrezi un pic de vin. Trebuie să găsim cumva un numitor comun. Nimic, zero. Un an a trecut, nimic, tot așa. Asta e un problem, una din. Plus, inflexibilitatea asta că la fiecare sărbătoare avem nevoie de 44.000 de sticle gratuite de la tine ca să facem promoții. Nu la mine, sore, nu la mic producător. Și atunci renunți la lucru cu acest retailer mare. Alții au alte condiții, mult mai prielnice, mult mai prietenoase pentru mici producători. Au schimbat imediat graficul de comenzi. Eu știu că dacă am de făcut o livrare la două magazine care alea are acest retailer, eu am să cheltui jumate de zi, dar eu am să duc 700-800 de sticle de vin. Deci se merită ziua aceea pentru mine să fac acest efort și multe altele. Deci e foarte diferită relația cu retailerii. În unele rețele mari noi pur și simplu nu ne regăsim pentru că statistic vorbind produsele noastre nu sunt interesante pentru ei. Și asta e pe piața locală.
Ce se întâmplă pe piețele din străinătate, noi nicicum nu controlăm. Da, și acolo nu distribuitorul negociază tot, înțeleg. Noi putem, facem lucruri împreună cu ei, dar ei stabilesc în ce rețele lucrează, ce discounturi dau, ce disporitm de livrări o să facă. Noi nicicum nu putem să controlăm asta, nici nu vrem, nu este corect, îi susținem cu ce putem, dar este treaba fiecăruia, pentru că ei își cunosc piața lor, noi nu o cunoaștem. Dar unde vindeți cel mai mult? În magazine, în wine bar-uri, livrări de comenzi personalizate? Dacă să iau să fac o medie pentru toate 12 piețe pe care suntem azi prezent, cel mai mult vindem în vinoteci. Vinotecile tot. Sau retail-ul mare, dar care are un careva fel de o proiect special pentru vinuri. Da, da. Nu pur și simplu un raft mare, dar eventual o secție aparte de vinuri. Unde mai un magazin aparte valuri, de vinuri. Da, el participă, da, exact, cu niște gustoșenii, cu niște chestii mai specializate, plus restaurante. Indiscutabil. Aici se vând cel mai multe vinuri pe care le fac eu în lumea mare. Sunt mândru că avem vinurile în două restaurante Michelin din Seul și din Tokyo. Și acolo consumatorul, în primul rând, primește o ghidare, ce este ok să încerci ceva nou. Când se duce singur să ia de pe raft, mai greu o să întindă mâna spre un vin de Moldova. Plus, deseori aceste vinuri sunt combinate cu bucatele care sunt în sortimentul acestui restaurant și clientul nici nu decide. Așa a decis șeful să fie combinat cu vinul meu, el va cunoaște vinul meu și apoi va căuta unde să-l cumpere și va găsi sau online sau la vinoteca de la colț. Cam asta ar fi canalele de vânzări principale. Ultimul bloc de întrebări. Vreau să vorbim un pic despre viitor, despre concurența noastră, vinurilor noastre cu vinurile italiene, franceze, cele din Chile, Argentina. Acum 10 ani asta părea un vis frumos. După 10 ani văd că există voci care, na, nu pot să zic mult, dar care ne mai egalează în topuri, da, cu vinurile foarte bune de acolo. Suntem foarte necompetitivi pe prețuri. Asta am văzut. Dar cum stăm? Cum am putea sta? De ce e nevoie ca să putem concura cu acele vinuri? Da, tu pui întrebarea acea principală, acea mare întrebare. Acea întrebare principală pentru care am să încep invers. Eu nu am un răspuns la întrebarea ta. Eu, depinde cât timp mai avem, eu mult pot să vorbesc aici, la ce trebuie avem să timp, mai facem. Avem timp. Dar mai întâi aș vrea să spun în felul următor. Sarcina mea și a prietenilor și colegilor mei e să găsim răspuns la întrebarea asta în generația noastră. Ca deja copiilor noștri să le fie mai ușor, noi să avem o poziționare, noi să avem foarte clar un nume care cât de cât este cunoscut și ca lor să le fie mai ușor să vândă vinul din Moldova. Noi avem o serie de sarcini la care lucrăm. Necunoașterea brandului de țară este, din punctul meu de vedere, cel mai mare impediment pe care noi îl avem. S-a făcut un efort uriaș în ultimii 10 ani, din punctul meu de vedere. Și nu? El trebuie să continue, este corect drumul pe care l-am ales. Dar aici nu există destul. Noi nu niciodată putem, nu-i suficient. Niciodată da. Nu-i suficient. Tu știi ce înseamnă promovare. Și chiar și pe piața noastră sunt atât de multe piețe, cu atât de multe particularități, unde noi facem ce putem. Suntem o mână de oameni, 190 de vinării care cât de cât încearcă în toată lumea să fac promovare pentru brandul de țară. Avem, slava Domnului, Oficiul Național a Viei și Vinului cu angajați profesioniști care pregătesc toate participările noastre, care înscriu vinurile noastre la concursuri, fac multe, 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 multe chestii, dar este o cale pe care, nu, măcar 30 de ani trebuie să o facem, pentru că și-au făcut-o toate națiunile vinicule. Noi suntem o țară tânără, noi avem 30 de ani. Ceva mai înainte ți-am spus, până în 2010, noi altfel, noi nu știem cum străim cu proprietatea asta privată, ce înseamnă promovare, ce înseamnă marketing mix. Deci nu tot ne-a trebuit vreo 20 de ani să ne descotorosim de ce a fost și acum hai să ne gândim să facem altfel. Și noi învățăm zi de zi cum să facem acest altfel. Cea mai des întâlnită întrebare la toate expozițiile la care merg este Moldova asta ce-i? O țară? E o regiune? Unde? Și nu-i învinuiesc pe oamenii ăștia.
hai să zicem, stau în față, stau la expoziție în Seul și în fața mea un domn de 45-50 de ani care e ok, interesat de vinuri și mă întreabă, unde este Moldova? Când a fost el la școală, nu exista așa țară. El n-a învățat de noi, el nu-i prost că nu știe unde e Moldova, dar da, noi n-am ajuns cu mesajul nostru la el că există așa o țară și noi facem vin de foarte mulți ani, noi avem vinuri bune, cel mai medaliat, foarte medaliat și așa mai departe. De lucru este enorm de mult. Plus, mai sunt și piețe unde noi deja avem o faimă negativă. Și e greu să schimbi gândul ăsta. E mult mai greu să schimbi gândul ăsta decât să începi de la zero. Deci e de muncă la capitolul ăsta doar de a crește gradul de cunoaștere a brandului de țară sau de a-l întoarce acolo unde el trebuie din întors și în mai toată Uniunea Sovietică, el trebuie, fosta Uniunea Sovietică, piețele importante pentru noi, el trebuie de întors cu 180 de grade, e o muncă care urmează să mai fie făcută în următorii 20-30 de ani. Unu. Așa, unu, da. Doi, competitivitatea la preț este catastrofală în Moldova. Noi suntem fix la marginea Uniunii Europene, unde se opresc toate subvențiile pentru viticultori și alte domenii ale agriculturii. Cu alte cuvinte, noi primim subvenții doar de la autoritățile noastre, pe când colegii din România, Bulgaria și toate restul țărilor Uniunii Europene primesc subvenții de la Bruxelles. Și aici avem o diferență între simplu 2.000 de euro la hectar, 14.000 de euro la hectar. Eu tot vreau 14.000 de euro la hectar. Și eu altfel m-aș dezvolta când aș primi subvenționare de 14.000 de euro la hectar, să-mi plantez un hectar de viță de vie. Dar eu primesc două. Și apoi la final când îmi fac un calcul, clar că vinul meu este mai scump. Altfel, construim o vinărie, da, cum am trecut eu acum. În România astăzi tu poți, ești eligibil să iai înapoi 75% din valoarea construcției. În Moldova eu sunt eligibil, e greu de calculat, pentru că... Ce ai în vedere să o iei înapoi? Tu faci investiția, te duci și să primești grant, cum da, ar veni, da? Da, da. Uh-huh. În cazul nostru este de la AIPA, Agenție de Intervenție și Plăți în Agricultură, dar mi-am construit un edificiu. Eu pot să dau la subvenționare, adică să primesc 40% din subvenție pentru podele, acoperiș, ferestre, electricitate. Pentru zidărie, beton, asta la noi nu este eligibil. În România tu iei 75% înapoi subvenții pentru toate construcțiile pe care le-ai făcut. Deci noi greu concurăm din punct de vedere a formării prețurilor. Credite scumpe, încă un factor important, al treilea și al patrulea, lipsa turismului. Și aici, nu știu, ele nu ți le-am spus într-o consecutivitate care da, dar toate cea mai afectează într-un fel lipsa sau turismului. Ce înseamnă lipsa turismului? Asta nu înseamnă vânzări atunci, în ziua aceea în care turistul este la noi la vinărie și a cumpărat 3 sticle. Nu, asta înseamnă că el, dacă a fost la noi, s-a simțit bine, a plecat înapoi în Germania o și... O să povestească la toți. Unul la mână. Schimbi familia, rudele. Și doi la rudele. Mână, când va merge să-și facă cumpărăturile zilnice și pe raft o să vadă un vin din Moldova. El deja știe ce e asta. El o să ia o sticlă din Moldova. N-a fost în turism, business turism sau turism de plăcere în Moldova, nu o să ia, pentru că el a fost în Italia, el a fost în Franța, el știe neamțul, știe toată riviera italiană pe de rost și a fost la sute de vinării acolo, clar că o scumpere vin din Italia. Deci, turismul ok, mic. Dar aici probabil nici nu putem concura cu... Încă o cifră, ultima cifră. Noi și Georgia, da, am pornit cumva la aceleași... același start, nivel de același dezvoltare avut, când a da. Dispărut Uniunea Sovietică. Noi avem ultimele cifre care le țin eu minte, pot tare să mă greșesc, dar să înțelegi că nu e important. Turism incoming în Moldova înainte de pandemie, 300.000, Georgia 7 milioane. 300.000, 7 milioane. Îți dai seama câți, numai cei care au venit anul ăsta în Georgia o să cumpere câte o sticlă de vin și cei ce am spus că o să revină în țara lui și din când în când o să mai cumpere câte o sticlă de vin. 7 milioane și 300.000. Foarte greu. Și încă o întrebare capcană. Da. Zici că e greu. Nu suntem competitivi pe preț. Nu suntem competitivi pe turism. Pe de altă parte, eu ca cetățean mă uit, păi, vinul din Moldova, locul întâi acolo, cel mai bun vin din lume, locul 3 vinul alb. Deci foarte multe premii
cu care suntem hrăniți în media, de companiile vinicole, și se creează senzația că, bă, stai un pic, noi putem un pic pe francezi și pe italieni să le mai dăm câte un cot. Asta e așa sau e iluzie? Primul comentariu, și n-am spus asta niciodată în public, am să spun astăzi prima dată. Eu nu sunt de acord cu evenimentul de anul trecut, când noi avem cel mai bun vin din lume. Punct. Da, nu avem noi super colegi tare. Nu știu cine o să se supere, eu știu... Sau cine a fost? Negri, da? Nu dau niciun nume. Eu sunt jurat la multe concursuri internaționale. Eu știu cum asta se întâmplă. Când tu ai cel mai bun vin din acel concurs, tu ești foarte bravo. Dar este un vin cel mai bun din acel concurs, dintr-o serie de 5.000 de vinuri care au fost înscrise la acea ediție a acelui concurs, și nici de cum tu nu ai cel mai bun vin din lume. Punct. Nu există cel mai bun vin din lume. Concursuri sunt multe. În cazul dat a fost un concurs cu 5.000 de vinuri înscrise, sunt concursuri de 11.000 de vinuri, și pe 20.000 de vinuri, alte concursuri de pe alte piețe, dar niciun concurs nu poate să spună că vinul X este cel mai bun din lume. Asta este părerea mea, în primul rând ca jurat internațional. 2. Da, sigur, noi încheiem destul de bine participările noastre la concursuri internaționale și asta ne ajută destul de mult. În promovare. În promovare. Indiscutabil. Și se cheltuie foarte mulți bani pentru aceste concursuri. Fiecare sticlă înscrisă la un concurs costă mulți bani. Iarăși, noi... Cât? De la 125 de euro, așa, mi-aduc aminte cel mai puțin, la 250 de euro o sticlă în concurs. Deci asta înseamnă că cei care participă bagă cel puțin 1000 de euro ca să-și înscrie produsele. Nu. Mai mult. Cel puțin. Deci, da, da. Deci, hai să luăm. Dacă tot ai decis pentru un concurs, alegi 2, 3, 4 vinuri care le-ai cele mai bune, 125 de euro mulțit la 4, asta e cel mai puțin. De exemplu, un concurs în Marea Britanie costă din start 250 de euro pe vin. Acum mai vine shipment-ul. Trebuie să trimiți sticlele astea la concurs. De obicei, sunt 4-6 sticle, câteodată shipment-ul costă mai mult decât înscrierea vinului la concurs. Să trimiți 4 sticle prin Europa, ok, un 250-300 de euro. Reușești să trimiți 4 sticle în Coreea, China, poți fi și 1000 de euro, numai să trimiți 4 sticle astea la concurs. Deci investițiile sunt mari, costă participarea aceasta. Doar că nouă ea ne trebuie mult mai mult decât la un vinificator din Franța. El nu are nevoia asta permanent. De recunoaștere. Da, el are recunoașterea asta prin turism, prin ceea că la el vin, el poate să vorbească direct cu ei, să-i convingă de calitatea vinurilor, și noi, pentru că nu avem această comunicare, trebuie altfel să ne comunicăm calitatea produselor noastre prin aceste medalii, care costă mai mulți bani și nu întotdeauna ajunge așa de bine. Ok, ți-ai pus tu acolo medalii pe sticlă, crezi că chiar 100% din consumatori. Da, nu o să cumpere vinul de pe raft pentru că are acolo medalii pe el. Da. Unii da. 10-20%, hai să zic. Unii da. Chiar sunt calcule exacte. Exact. Te-ai mișcat exact în intervalul de cei care, pentru care decizia de a avea o medalie pe sticlă schimbă ceva. Dar nu mai mult. Dar costă mulți bani. Dar francezul nu trebuie să facă această investiție. Dar noi trebuie. Iarăși un minus în buzunarul nostru. Dar știi... Dar calitativ... Și noi avem vinuri foarte bune, și francezi, și italieni, și Argentina, Noua Zeelandă, și multe noi țări vinicole care apar pe Mapamondo Vinicol. Mai departe deja ține de promovare, cunoașterea brandului, dar e greșit să credem că noi avem cel mai bune vinuri din lume. Noi avem vinuri la un nivel de calitate foarte bun, ca și alte națiuni vinicole. Asta vroiam să precizez. Tu ai enumerat că nu suntem competitivi, că brandul de țară nu este foarte cunoscut. Nu, nu-i totul chiar așa negativ. Stai un pic, stai un pic. Dar la capitolul calitate, uite, ca să fim sinceri acum cu noi, noi putem pune un vin pe masă să concureze cu un vin bun francez, italian din Chile? Cu siguranță da, și mai mult ca atât. Nu, 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 niciun dar, niciun dar. Mai mult ca atât, am spus ceva mai înainte, simbioza între producători mici, producători mari, face ca noi să avem acel vin pe care putem să-l facem, să-l punem pe masă și să concurăm în toate segmentele de preț. Noi avem ca țară o ofertă vinicolă bună din punct de vedere a calității în toate gamele de preț. Noi, din păcate, acest produs încă nu l-am promovat destul și mai trebuie încă mult să facem ca el să fie atractiv și din punctul de vedere a ușurinței de a-l revinde. Doar asta îl interesează pe un importator. Ok, vinul tău e fantastic. Am să-l pot eu vinde. O să-l vrea consumatorul cu investiții
moderate în promovare. Și el nu o spună bugete mai mari pentru a promova vinul tău în Japonia decât alte vinuri. Deci ușurința asta de revânzare, iată aici noi încă suferim datorită necunoașterii brandului nostru de țară. Calitativ stăm foarte bine. Eu știu ce fac de fiecare dată când merg în străinătate, chiar dacă am opțiunea să comand un vin străin pe care nu-l cunosc, cer un vin moldovenesc, dacă au. Și îi fac și pe chelneri, se întrebe, băi, dar ce e asta? Îi pun într-o situație, dacă de obicei foarte mulți nu știu, sau spun că nu au din Moldova vin. Ce altceva mai putem face noi, atât cei care vrem ca vinul nostru să ajungă și mai cunoscut în lume? În afară de aceste mici trucuri, să-i pui în situație. Eu, în primul rând, aș vrea să aud fiecare vinificator că tu asta faci, pentru că, din păcate, exemple din astea sunt atât de puține. Invers, conaționalii noștri, când merg undeva, ar dori să servească un vin din regiunea în care se află, să afle ceva noi, și asta tot e foarte ok. Noi vrem ca ei să vadă cât de bune sunt vinurile noastre prin comparația cu vinurile din alte țări. Dar asta ce spui tu și cum faci ne-ar ajuta foarte mult. Asta este de lăudat și de dorit, de înmulțit. Pentru că asta, din gură în gură, dintr-o recomandare în altă recomandare, se aude despre vinurile noastre. Din păcate, ospătarul cu care tu vei avea contactul direct nu decide el ce sortiment de vinuri, dar acolo unde este un sommelier, el decide. Da, spuneți-i despre Moldova, spuneți-i ce vinuri bune ați servit. Nu-i spuneți că avem cel mai bun vin din lume, că nu se va creadă. E un tabu capitolul ăsta, că uite, în țara aceea se face cel mai bun vin din lume. Nu există așa ceva, dar spread the word, cât poți, pe orice, pune o poză, orice ne ajută. Am zis, cel mai mare nostru impediment este necunoașterea noastră ca țară și ca națiune vinicolă. Faceți orice puteți ca să ne ajutați la acest capitol. Nu sunt împotriva acelui exemplu când conaționalii noștri, fiind la schi în Austria, încearcă un vin bun din Austria pentru că le au și sunt foarte bune. Asta tot ne ajută, pentru că, ok, atunci văd că, băi, da, și iaca de la crama din satul de alături, eu am gustat săptămâna trecută un vin, el era cam tot așa de bunișel. Dar costă, păi, o leac mai puțin. Varianta perfectă să iei unul așa și unul așa, știi, ca să reușești. Da. Prin comparație, noi stăm destul de bine atunci când vinurile noastre sunt comparate cu vinurile din alte țări. Știi, eu am fost într-o situație interesantă, într-o vacanță în Spania, și era foarte cald și căutam niște vinuri albe, roze, și am dat peste niște vinuri moldovenești. Și am luat vinurile moldovenești, nu eram mai mulți, evident că a fost insuficient cantitatea și s-au întors băieții înapoi la magazin. Ok, moldovenești am luat, hai să luăm și de-a lor. Nu uităm, băi, este 2 euro, cam ieftin 2 euro, știi, este 13 cam mult. Ei, și ne-am oprit noi la un vin așa de vreo 5-6 euro. Și am luat, bun, din seria asta de 6 euro, că da. La dânsă, cam asta e zona bună, 4-5 euro, asta e grosul pe care se vinde pe raft. Și noi am rămas uimiți că noi am rămas dezamăgiți de vinul și-l. Și am zis că, du-te și eu înapoi, acum vin moldovenesc. Ok, hai să fim acum la calculul ăsta de 5-6 euro pe raft, să-ți dau, nu știu, cât de conștienți sunt ascultătorii tăi, dar cum se formează prețul în cazul nostru? Simplu este SUA. Acolo calculul e simplu, toți îl știu, toți lucrăm după regula asta. Prețul pe raft a vinului tău o să fie dimulțit la 4 de la prețul tău de invoice. Cu alte cuvinte, dacă tu te-ai dus în magazinul acela și el era 8 euro, asta înseamnă că de la mine, de la vinărie, el a ieșit cu 2. Asta e o regulă nescrisă, așa funcționează piața din SUA, acolo sunt 3 nivele, tu ai să vinzi vinul tău importatorului, importatorul distribuitorului, distribuitorul o să-l pună pe rafturi, raftul tot, magazinul acela, tot vrei ceva să câștige. Deci mulțit la 4. Deci dacă tu în gama de 8, la 8 euro ai cumpărat un vin de Moldova, vinăria de Moldova l-a vândit la 2 euro. Vinăria din Spania l-a vândut la 4,5-5. Pentru că acolo tot sunt distribuitori, dar el l-a dat, noi l-am dat cu 2 euro, el l-a dat cu 4,5. Deci deja pentru noi aici este complicat. Eu am un vin care e cel mai scump la mine, da? Eu îl vând cu 9,50 la export. El ajunge să coste pe raft în Coreea de Sud $75. Asta e super scump, dar... Da, asta e super scump. Mai nu zic că e cel mai vândut la ei. Nici, dar este un produs care se vinde constant, ei constant îl comandă într-o anumită categorie, de clienți.
Dar tot ce se întâmplă între prețul meu cu care a ieșit vinul din depozitul meu și până la prețul de raft, eu nici cum nu controlez asta. Asta nu este treaba mea. Cineva face bani pe spatele tău. Stai un pic. Nu, ca vinul meu să ajungă. Asta e mentalitatea noastră, știi? Da, mulți așa cred, sigur. Dar nu, ca să ajungă vinul meu din Dumbrava, unde mi este depozitul, până în Seul, el trebuie să facă un drum foarte lung. A început pe camion, după asta pe navă, după asta iară camion. Taxă! În țările astea taxele sunt de 100% la importul de alcool. Plus, ok, a ajuns la primul depozit, la importator, el are angajați. Angajații în Coreea de Sud costă foarte mult, ei prin salarii foarte mari, poftele lor sunt foarte mari, respectiv el va avea o marjă mare, după care vine distribuitorul. Acela tot se apucă de un vin, numai când are un 30-40% din valoare de invoice. Plus, așa se formează prețurile. Noi nu le controlăm, dar noi suntem parte acestui joc. Și iată, trebuie să, printr-un brand puternic de țară, să facem așa ca consumatorul din Seul să dea $75 pe sticla asta de vin moldovenesc. Pe această notă optimistă, Ion Spor l-a jucat acest joc și ție și celorlalți colegi din industria viniculă. Nouă nu ne rămâne decât să ne bucurăm de acest vin și în țară și peste hotare. Mersi mult, Ion! Cu drag și sper că v-am spus ceva interesant în această oră când am fost împreună. Prieteni, aici ne oprim. Ăsta a fost interviul de astăzi de la Playground. Ne vedem data viitoare. Vă salut! Playground cu Dumitru Ciorici.